Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi, în prima oră, discutăm cu președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu. Domnule Grosu, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Ați fost aici la prima ediție. Mă bucur că ați revenit și pentru a doua oară. Mersi, păi, da, haideți, un nou start sau cum să considerăm. A fost bun început. O nouă ediție, un nou suflu. Da, noi atunci începusem, acum continuăm. Eu vă mulțumesc mult pentru încredere. Păi, vorbind despre ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, cel mai fierbinte subiect, Republica Moldova ar putea deveni țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Cât de mari sunt șansele ca Republica Moldova să devină candidat în timpul apropiat? Șanse sunt, că mari, că mici, eu pot să spun doar un lucru, că șanse sunt. Da, și noi chiar și în aceste clipe se lucrează, se discută, se convinge, se aduc argumente și cel puțin reacțiile care le primim sunt pozitive. Noi merităm, noi am demonstrat, noi nu doar am declarat, dar anume că am demonstrat că merităm acest statut. Nu așteptăm etape arse, adică niște scutiri, da? Nu, noi înțelegem că avem foarte mult de lucru și acele eventuale condiționalități sau lucruri care deja cumva au transpirat din chestionarul pe care noi l-am completat în primăvară. Noi știam și atunci care sunt lucrurile pe care noi trebuie să trebuie să accelerăm: reforma justiției, legislația electorală, reforma administrației publice. Deci sunt lucruri pe care noi și așa le cunoaștem că trebuie să le onorăm. Și da, suntem gata, în special odată cu să dea Dumnezeu, să nu, mă rog, eu vreau să spun acum, pentru decizia aparține celor 27 de state și o să rămânem în suspans până în ultim moment, dar noi o să primim această decizie cu responsabilitate și cu un mandat foarte clar că trebuie să avansăm foarte repede în îndeplinirea acelor, nu știu, condiționalități, carențe, omisiuni pe care încă le avem. Vreau să le luăm pe rând, inclusiv să discutăm despre fiecare în parte, dar dumneavoastră spuneți că șansele sunt mari sau cel puțin că Republica Moldova merită să obțină acest statut. Vreau să vedem și telespectatorii ce consideră la acest subiect. Avem o întrebare în cadrul televotingului tradițional: dacă țara noastră va obține statutul de țară candidat de aderare la UE, transmiteți SMS la numărul 3280 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Rezultatele pe parcursul emisiunii vor fi afișate pe ecran și vom vedea în funcție inclusiv de cât de bine veți convinge cetățenii, domnule Grosu. Okay. Vorbind despre reforma justiției, care este un element de bază pentru ca Republica Moldova să obțină acest statut, la ce etapă este această reformă? E în plină desfășurare. Pe de o parte, noi, Parlamentul, ne facem treaba noastră, modificăm legislația împreună cu Ministerul Justiției. O să urmeze și săptămâna viitoare niște inițiative venite de la guvern, de la președinție. Ultima care vine este două, de fapt, care vizează, una care vizează condamnarea în absență, haideți să explic așa pe înțelesul oamenilor, sunt indivizi pușcăreabili, cum spunem noi, nu o să dăm acum nume, pentru că toți îi cunoaștem, care nu pot fi condamnați pentru că ei nu se prezintă în instanță. Sub diferite motive, că sunt bolnavi, dar cel mai des că sunt fugari. Așa că simplificăm ecuația. Și atunci a apărut această inițiativă, în special pentru aceste situații, instanța statului se poate pronunța decizia, da, într-un caz sau altul. Ulterior se poate declanșa procedura de confiscare a celor bunuri care sunt aici pe teritoriu și sunt sub sechestru, menținându-i justițiabilului sau celui vizat dreptul, dacă el la un moment dat și se simte că e nevinovat, vine acasă, se poate solicita un apel, revizuire și așa mai departe. Dar ăsta deci este un aspect. Nu, aspectul e foarte important, pentru e că important, noi da, deblocăm prin asta, sper că zilele astea, în zilele următoare, președinția, doamna președintă, va promulga legea, dacă n-a făcut-o deja, și asta deblochează toate dosarele astea de rezonanță cu,
cu eroii neamului care au fugit din, din țară. Dar n-ar fi mai simplu să fie aduși, să fie discuții mai simplu, cu partenerii externi? Vă spun, nu e mai simplu, e complicat. E complicat pentru că depinde de legislația țării respective. Nu suntem numai noi cu astfel de solicitări în adresa acestor țări. E un proces foarte laborios. Țările care, către care noi ne adresăm se uită foarte atent la condițiile de detenție, la multe, multe lucruri, să recunoaștem ei, având bani bine mersi furați, și angajează avocați buni, și acolo durează procesul. Da? De ce? Noi am simplificat cumva ecuația. Care este această sensul, modificare? Domnule Grosu? A doua modificare care ține de confiscarea bunurilor care sunt aflate aici. E bine, unii dintre ei sau mulți dintre ei deja au vândut o bună parte dintre bunuri sau o par, au suficienți bani aici, ca să aici se bucure de viață în afara Republicii Moldova. Întrebarea, chiar dacă aici vor fi condamnați la ani grei de pușcărie, dar ei vor sta pe malul mării în străinătate, există, care este raționamentul? Există și opțiunea de a, spre exemplu, unii țări au această posibilitate, îl condamn, da, în țară, aici în Moldova, transmiți decizia, dosarul și spășește păcatele, doamne. Și păcatele. Păcatele, da, hai zic așa. Păcatele, poate să-și spășească păcatele în detenție în țara în care se află. Există și așa opțiune. Plus, eu cred că odată și cu obținerea acestui statut de candidat, credibilitatea față de Republica Moldova, pentru că aici mult contează cât de credibil este statul prin instituțiile sale atunci când face un demers de, nu repatriere, extradare a unui cetățean cu antecedente de astea. Contează credibilitatea statului și asta o să ne ajute suplimentar în acest sens. Deci asta e o temă care, cum zic eu, o prioritate și în raport cu aspirațiile noastre europene. Da, să facem justiție, să reformăm justiția, vetting-ul, evaluarea procurorilor, judecătorilor. Ați văzut, parcă s-a obținut o finalitate cu selectarea procurorului anticorupție, în cazul procurorului anticorupție. Deci sunt mai multe lucruri care s-au demarat, trebuie de continuat în același ritm, da, ca să ajungem la niște finalități. Vedem niște finalități foarte clare, cu dosare bine fundamentate, documentate și să nu avem surprize, greșeli pe procedură și așa mai departe. Făcând trimitere la publicațiile internaționale și la opiniile experților, mulți au ajuns la concluzia că Ucraina și Republica Moldova vor primi totuși statutul de candidați de aderare la UE la summitul din 23-24 iunie la Bruxelles, dar vorbind despre ce oferă acest lucru, domnule Grosu, ce se va schimba pentru Republica Moldova și pentru cetățeanul simplu? Vor veni mai multe fonduri, salarii mai mari, da, pensii mai mari, ca să înțelegem. Haideți să nu privim acest nou statut doar prin prisma buzunarului. Da. Deși și asta e important. Asta înseamnă că noi vom avea, vorbind economic, vom putea beneficia de resurse, da, suplimentare. Vom putea vinde produsele noastre pe piața Uniunii Europene. Spre exemplu, mai mult decât o facem acum. Da, pentru că, spre exemplu, noi acum ce am obținut la unele poziții, și dacă nu greșesc eu, e vorba de struguri, ce mai era acolo, ceapă, usturoi, miere, miez de nucă, prune, îi poate să scape. Deci contingențele sau volumele pe care noi le puteam exporta, acum au fost crescute. Deci asta e bine pentru economia noastră, pentru că nu trebuie, și eu asta spun, noi trebuie să trecem de la paradigma în care ajutați-ne, vă rog frumos, cu suport bugetar, pentru că trebuie să avem nevoie de resurse financiare, să onorăm asta. Nu, trebuie să trecem deja la o nouă etapă. Noi vrem să vindem producția noastră, produsele noastre, da? Să ne câștigăm noi banul prin penetrarea piețelor, prin calitatea produselor noastre și așa mai departe. Deci acest lucru ne oferă acest nou statut. Și multe, multe alte lucruri. Securitate, dacă vorbim de probleme de securitate, da? Moldova intră într-o altă, cum zic eu, categorie, un alt club. Da? Care este acest club? Că este nu intrăm în club, NATO. Nu intrăm în, evident că nu intrăm, dar noi deja suntem tratați ca
o parte a arhitecturii, da, de securitate în Europa și în vecinătatea estică. Și noi am demonstrat acum, începând cu tragicul război, invazia Rusiei în Ucraina, că da, noi putem asigura securitatea la hotarul nostru cu Ucraina. Poliția noastră a demonstrat cu brio că este o instituție funcțională, puternică, au încredințat și ne-au trimis ofițerii Frontex, deci astăzi polițiștii de frontieră a Uniunii Europene, care alături de haideți, polițiștii într-un noștri... limbaj mai simplu, domnule Gros, cetățenii vor putea respira mai ușurat, evident, dacă vom obține acest statut, evident, din perspectiva, evident, că Rusia oricând ar putea și să ajungă și aici? Securității, și din perspectiva securității energetice, că vorbim de aprovizionarea cu gaze, și din perspectiva aprovizionării cu electricitate, da, noi o să facem parte dintr-un spațiu mai integrat în spațiul ăsta comun european, care, da, o să fim atunci când se va pune problema asigurării securității energetice și Moldova o să fie parte din această arhitectură. Așa cum, de altfel, și acum noi avem o colaborare foarte bună când vorbim de interconexiunea pe electricitate, este o rețea INSOE, în care noi și Ucraina am aderat și putem, la nevoie, beneficia de electricitate din țările Uniunii Europene. Dacă se va întâmpla acest lucru și Republica Moldova împreună cu Ucraina vor obține statutul de țară candidat de aderare la UE, da, câți ani, domnule Grosu, ar putea dura până ne vom integra cu drepturi depline în Uniunea Europeană? Nimeni nu vă spune acum câți ani. Nimeni nu se vă spună. Totul depinde de țară. Da. Este o țară care are câteva zeci de ani. Noi n-am să dau... Turcia, noi știm. N-am să dau țara, dar sunt alte țări care, iată, în situația aceasta concretă, au avut un comportament altfel decât o țară candidat la Uniunea Europeană. Și asta marchează traseul, iarăși, permiteți-mi să nu dau denumirea țării. Deci totul depinde de noi. Dacă noi o să avansăm, o să ne facem noi reguli acasă, o să facem reforme acasă și o să demonstrăm, domnule, noi am făcut asta, 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 dar o să putem solicita sau pretinde la deja o calitate de membru de plin. Deci eu cred că totul depinde de noi. Și noi, credeți-mă, la dimensiunile noastre, la proximitatea care avem de Uniunea Europeană, proximitatea de Uniunea Europeană prin România, da? Pentru că, da, România este interfața noastră și e și norocul nostru, e și avantajul nostru. Deci totul depinde de noi. Mai este o mică componentă, de fapt, care este și o problemă foarte gravă. Regiunea Transnistreană. Uh-huh. Și aici vorbim despre o armată străină care este pe teritoriul Republicii Moldova. În ce măsură ar putea înceteni procesul de integrare a Republicii Eu Moldova? Eu nu aș vedea, am mai fost întrebat, noi mai avem exemple, iarăși, avem exemple de țări care sunt partea Uniunii Europene și au astfel de conflicte, da. Avem și Balcani, Balcanii Occidentali și de Sud, care la fel au probleme de felul ăsta. Dar, în cazul nostru, partea bună că conflictul ăsta a rămas înghețat și el nu s-a dezghețat. Da? Asta e partea noastră bună și el nu e nici interetnic, nici religios și așa mai departe. Acum, eu pot din analizele și din observațiile mele să vă spun un lucru. Cei din stânga Nistrului, da, haideți să-i separăm. La nivel de cetățeni, nu-și doresc nimeni extinderea conflictului, războiului, nimeni nu-și dorește. Și noi vedem asta prin faptul, am primit niște date de unăzi, câți au deja pașapoarte a Republicii Moldova. Da. Majoritatea. Marea majoritate, vreau să spun, prin surpriza mea. Ce arată asta, procentual? Aproape toată 100% au. Probabil cei care, știți cum, deloc chiar nu-și doresc să-și solicite un pașaport sau un buletin, dar e foarte mare procentaj. Dar așa numitele autorități de la Tiraspol? Așa, autoritățile. Autoritățile de la Tiraspol, eu văd că ele sunt foarte atente și preocupate de riscul în cazul în care ar escalada conflictul să-și piardă tot ce au construit
Da, toate întreprinderile, toate legăturile economice pe care le-au construit, beneficiile regimului de comerț a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Deci acum, 100% din tot ce produce industria, întreprinderile, business-ul din stânga Nistrului e direcționat către Uniunea Europeană. De ce v-am întrebat acest lucru? Asta înseamnă că economic, financiar, ei au înțeles de mult, foarte de mult, beneficiile comerțului cu un spațiu predictibil, cu consumatori cu putere de cumpărare, cu predictibilitate, cu respectarea angajamentelor contractuale. Dar eu vreau să revenim la ceea ce acum, s-a întâmplat. Acum noi trebuie să le transmitem, deci primul lucru care trebuie să întâmple, să ajungem să vedem că se oprească războiul. E că asta e cel mai important. Da. În rest, legături economice, politice, social, cultural și mai departe, astea se construiesc. Deci ceea ce noi foarte mult ne dorim și cred că toată lumea lucid, da, la cap, asta își dorește, să oprească războiul. Și atunci, da, va trebui încet, încet să impunem, să solicităm respectarea altor libertăți pe care le cere, le apără și le pune în valoare Uniunea Europeană. Libertatea circulației, exprimare, presă independentă. Și absolut, absolut. Dacă vrei să beneficiezi de o libertate numai economică, nu trebuie să fii amabil, să respecti și celelalte libertăți. Eu mă bucur că ați oferit context, dar vreau să revenim la o declarație care a venit din partea autorităților, așa numitor autorități de la Tiraspol, în momentul în care Republica Moldova a semnat cererea de solicitare către Uniunea Europeană ca să devenim țară candidat pentru aderare la UE. Cineva dintre autorități, cu siguranță vă amintiți, au spus că în cazul ăsta regiunea transnistreană și-ar dori să-și obțină independența față de Republica Moldova. Există declarații de servici care ei... Riscul ăsta nu există. Nu cred. Nu-l văd. Ei... Asta e o declarație care din când în când își mai aduc aminte de lucrul ăsta. Fac bravadă. E o retorică, e o propagandă pe care, da, din timp în timp, din când în când, aceste autorități o vociferează. În rest, eu vă asigur, dacă faceți un exercițiu, mergeți de weekend, dacă aveți timp, la Iași, acolo, vis-a-vis de Palat, este o instituție foarte populară, mai în vale. Și o să vedeți acolo tare mulți oameni, din cei care, din coloana 5, hai zic așa, și din stânga Nistrului, e foarte bine să integrează, în special acum sunt integrați, economic, și să gândesc la securitatea lor, și-și trimit copiii pe malul drept. Mereu au fost așa. Păi ce spun? Ei nu-și doresc escaladarea. Eu asta văd, asta simt și până la urmă eu apreciez. Adică cum salut comportamentul. Asta este important, ăsta. Că nicio parte nu-și dorește escaladarea Evident, conflictului. Evident, situația bravada asta că, domnule, Moldova vrea să invadeze, nu știu ce acolo. Nu, sunt declarații foarte ieftine care eu nici nu le... Și provocări. Provocări, evident. Să trecem la un alt subiect, domnule Grosu. Avem multe și vreau să reușim astăzi. Protestul agricultorilor, cu siguranță, acest subiect, nu știu dacă... Dar dă bătăi de cap autorităților. Și aici, vorbind în contextul scumpirilor din ultima perioadă, evident, a carburanților și acum sunt în plină desfășurare multe lucrări agricole. Seciriș. Da. Și ați văzut că agricultorii din mai multe raioane au scos tractoarele în stradă și aici vorbim despre Rezina, Căușeni, Ungheni și Fălești. Și ei cer ca să fie restituite sumele de pline la toată măturina procurată de agricultori în anul 2022. În ce măsură veți satisface această solicitare? Haideți așa, că cetățenii Republicii Moldova pot protesta, asta trebuie să fie un drept și el nu trebuie contestat și nimeni nu o să-l conteste. De protestat toți au dreptul și vedeți, în fața Parlamentului și alte instituții, în fiecare zi pot și lumea protestează. Important să o facă într-un cadru civilizat, respecte legea și să nu facă impedimente altor cetățeni. Acum, da, despre fermieri, ei sunt într-o situație complicată și nu doar ei și aici trebuie să amintim de fiecare dată și eu am să amintesc. Noi avem alături un război groaznic, în care mor oameni, care au dus la zeci de mii de pierderi de vieți omenești, care au avut repercusiuni dramatice asupra piețelor,
și gaz, și carburanți, și electricitate, și produse alimentare, vedeți, Ucraina nu poate exporta 20 milioane de tone, care era un grânar și este un grânar care a se provizionat o bună parte a lumii și Europei chiar. Acum, este această situație, acum, o știm acum, cu toții, acum, să vedem da, ce putem acum, face la nivel local. Acum ajungem aici. Deci da, ei au avut mai multe runde de discuții și la Parlament, și la Guvern. În ultima discuție li s-a spus că este disponibilitate să le compenseze, restituie accizul da, la motorină. La motorină, asta ar fi vreo 277, pare mi se, de milioane de lei, ceea ce nu este puțin pentru Republica Moldova, nu este puțin. Acum știu că o să discute mecanisme, cum să facă lucrul ăsta, trebuie să fie o evidență, prezentat niște dovezi că ai folosit lucrul ăsta și să poată beneficia. Eu vreau să le amintesc că noi am mai mers în aia întâmpinarea lor și atunci când anul trecut, pare mi se, am introdus limitări, interdicții la exportul de porumb, că noi ne-am uitat la datele care tot agricultorii ni le-au furnizat, spunând că, domnule, noi avem atâta roată de porumb. Da? Și noi atunci am calculat și am zis că trebuie să ne oprim pentru că nu ne ajung, doamne ferește, să ne ajung porumb la roada viitoare. După care eu am venit și am spus, noi am greșit un pic, mai este. Da? Și am deblocat. Și asta este o modalitate foarte bună, prețurile la cereale pe piețele internaționale au crescut. Este și asta o modalitate de a putea compensa o parte din cheltuieli. Haideți să punem aici, să înțelegem, domnule Gros, iată, vedem imagini cu și eu ce vreau să-i rog, ei sunt, am văzut cum au protestat, foarte civilizat, tot respectul, îi cunosc, marea parte a lor îi cunosc, trebuie să ținem cont de toate realitățile în care noi ne aflăm acum. Pentru că, da, noi trebuie să ne gândim și la agricultori, în special acum când trebuie să strângă roada, trebuie să ne gândim și la pensionari, și la funcționari, și la medici, și la profesori, la toți. Scumpirile din ultima perioadă dau foarte mari bătăi de cap și cetățenilor și autorităților. Tocmai de asta și spun, pentru că noi trebuie să venim cu majorări la pensii și la salarii și pentru alții. Da? Când veți face aceste majorări și cu discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Haideți. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e debatul nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive.
este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20.00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22.30 подводим итоги с Юлей Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19.00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20.00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e de la telefon. Nu capul ei. Hai băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20.00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12.00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22 facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebări. Am revenit la Freedom. Vă reamintesc că în prima oră discutăm cu președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu. Domnule Grosu, da. În principiu am înțeles cu agricultorii să vedem continuăm dialogul. Aceste măsuri. O să continuăm. Dar vorbind despre starea de urgență, care înțeleg că va fi prelungită pentru următoarele 45 de zile, de ce e nevoie de această măsură? Pentru că noi urmărim cu atenție ce se întâmplă în Ucraina. Și noi trebuie să ne uităm foarte atent la evoluțiile din Odessa, din Nicolaev. Este cea mai apropiată, regiune. Marea majoritate a refugiaților cam din această regiune a venit la noi sau a traversat Republica Moldova. Și în dependență de evoluția situației, noi ne dorim Odessa să rămână integră, bineînțeles, dar sunt scenarii deja elaborate. Am avut primul botez, prima experiență cu primul val de refugiați
știm cum trebuie să gestionăm. Ca cifri, ca să vă dau așa, ca să înțelegem despre ce vorbim, 2,5 milioane de populația Republicii Moldova, plus minus pe loc, 2 milioane regiunea Odessa. Da? Deci, ca să ne imaginăm ce aflux ar putea fi de refugiați în situația în care lucrurile ar degenera. Dar există riscul ăsta, domnule Grosu? Eu zic așa, nu trebuie să ne relaxăm. Da? Nu trebuie să ne relaxăm. Sperăm foarte mult și cred că toată lumea lucidă la cap, asta își dorește, să se oprească ostilitățile, să așeze părțile beligerante la masa tratativilor, dar lucrul ăsta nu depinde de noi și noi trebuie să facem cel mai bine ce aici putem face. Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice situație, iar situația de urgență oferă guvernului mai multe posibilități de a interveni repede, de a nu căta guvernul ăsta, parlamentul care e prin vacanță sau nu știu pe unde, deci de a interveni repede în limitele mandatului care îl are, nu o să fie nimic ieșit din comun decât ceea ce a fost până acum, da? Dacă nu greșesc, este solicitat până la sfârșitul lunii iulie, o să urmărim evoluția evenimentelor la sfârșitul lunii iulie și o să luăm o decizie în continuare. Dar ea este un instrument necesar. Pentru că, vedeți, și în cazul electricității, noi, din păcate, trebuie să negociem sau suntem în situația de a negocia deocamdată 2 luni, am avut de experiență, câte o lună. Asta ține și cumva și de mult gres. Da, și care... e nevoie de prelungire a perioadei. Și e nevoie de prelungire pentru sfârșitul lunii iulie și mâine, nu mâine, poi mâine, așteptăm prim-ministra să vină în Parlament să solicite. Haideți să revenim la prețuri. Da. Cu siguranță ați văzut nemulțumirea cetățenilor, prețurile inclusiv la produse alimentare se scumpesc, dar deja am vorbit despre carburanți, la energie electrică și nu pare să se oprească. Când vor înceta aceste scumpiri, domnule Gros? În primul rând, tot ce ține de resurse energetice la noi sunt importate. Nu producem noi nici gaz, nici electricitate, nici motorină, nici tot ce ține de... Deci noi tot importăm. Toată nebunia asta cu prețurile, asta e cauzată de război, nu de altceva. Dacă la început, înainte de război, era cauzat de faptul că noi am ieșit din lockdown, da, s-a terminat pandemia și cumva economiile au început, țărilor au început să funcționeze. Și s-a pornit, adică era cererea foarte mare și de gaze, și de electricitate, și de combustibil. Acum, problema cea mai mare e războiul. Pentru că, vedeți, sunt sancțiuni impuse Rusiei și pe gaz, și pe combustibil, motorin, petrol și așa mai departe. Și asta cauzează salturile astea nebune la carburanți. Deci și asta va continua. Of, din păcate, eu nu prea văd cum se oprește. Sau... Totul va depinde de evoluția de pe teatru acțiunilor militare. Asta e clar. Da, cum se va... Da, dar sancțiunile nu vor fi scoase imediat, chiar dacă se ajunge la un... Chiar dacă chiar nu vor fi scoase imediat, faptul că tac tunurile și nu mai mor oameni, deja este un semnal bun. Și este un semnal bun și pentru piețe, da, care reacționează foarte... foarte sensibil la toate declarațiile, vedeți, e suficient cineva să declare că o limitat livrările de, nu știu, de petrol sau a fost deconectat ăla. Gata, prețurile încep să sară. Păi, dar cetățenii, în situația asta, în situația, deci sunt două lucruri care trebuie să înțelegem. În situația asta, noi, guvernul, statul, da, o să vină în special pentru că ne așteaptă o iarnă. Da, ne așteaptă o perioadă rece anului. Noi de pe acum căutăm soluții și resurse pentru a veni și a ajuta în special pe cei mai vulnerabili. Asta trebuie să fie foarte clar. Doi, o fac eu și o recomand la toți și cred că deja tare multă lume o face. Da, trebuie să ne învățăm. Izolarea locuințelor? Să termoizolăm, să economisim, să nu lăsăm, eu vă spun acasă. Eu, da, ai mei au lecția învățată, nu arde lumina cu treabă, fără treabă, dar folosim rațional, deci noi trebuie să începem a face lucrul ăsta. Toată lumea face lucrul ăsta, da? Credeți-mă, toată lumea. Și prețurile, la prețurile la unele resurse, că vorbim de electricitate, sau chiar așa același combustibil, da?
în țările, chiar în prejurimea noastră, sunt mai mari ca la noi. Asta nu vin să spun ca scuză, dar ca comparație. Chiar dacă lumea spune că, domnule, acolo salariile sunt mai mari. Eu spun că acolo sunt mai mari. Dacă comparăm inflația, spre exemplu, la noi e mai mare decât exact, în țările vecine. Pentru că noi suntem mici ca țară și noi foarte mult depindem de aceste importuri. Deci noi, ca stat, o să venim să ajutăm. Ce să fac cetățenii care au aceleași salarii, de exemplu? O să venim, deci nu numai compensarea la resurse energetice, bineînțeles că statul o să vină și cu ridicări de salarii și de pensii. Când? Lucrul ăsta o să-l anunțe guvernul, pentru că este corect să-l anunțe guvernul. Ei fac calculele, fac estimările și din moment ce ei vin în Parlament, atunci Parlamentul intră în acțiune. Deci, asta înseamnă o rectificare la legea bugetului. Noi înțelegem foarte bine că trebuie să facem lucrul ăsta și noi să facem lucrul ăsta. Sunt bani în buget? Resurse, noi avem și resurse interne, da, dar bineînțeles că o să atragem și resurse externe. Și în situația asta nu suntem singuri și noi am reușit, chiar și prin tot demersul și toată încercarea noastră de a obține acest statut de membru candidat, să obținem foarte mulți prieteni. Eu vreau să mergem un pic mai rapid pe câteva aspecte, dar haideți să vedem rezultatele din prima jumătate a emisiunii la 74 la 26. Deci vă reamintesc că întrebarea e dacă țara noastră va obține statutul de candidat pentru aderare la UE, 74 la 26. Deci oamenii au încredere în ceea ce spuneți dumneavoastră. Ce obțin cei care votează în cadrul televotingului? Vorbind despre opoziție. Opoziția se plânge că actuala guvernare pune presiune și s-a întâmplat ce obțin recent, am văzut că nu au putut organiza un concert. În ce măsură guvernarea s-a implicat pentru a interzice organizarea acestui eveniment? Eu vreau să vă spun că opoziția noastră parlamentară, extraparlamentară, are toate posibilitățile acum să se manifeste. Eu vă spun și din Parlament, au timp berechet, uneori mai chiar abuzează și au toată tribuna și toată deschiderea să-și prezinte moțiunile de cenzură, să cheme la raport, să niște informații și așa mai departe, au tot lucrul ăsta. Acum cu ultimul eveniment care a avut loc, duminică, da? N-a avut loc. De ce? Păi dacă asta e manifestarea, asta e forma de, cum să zic eu, de manifestarea politicului și a opoziției, e mai puțin caracteristică pentru noi. Când chemi la proteste, chemi la acțiuni de protest, îți asumi responsabilitatea, vii și îți expui nemulțumirile și așa mai departe. Sau, ați văzut și dumneavoastră, am văzut cu toții, au avut posibilitatea să-și adune... Da, iată, vedem imagini, au fost destul de mulți oameni. Să-și adune oameni din toată țara, și asta vorbește de faptul că au dreptul să protesteze. Alta este, probabil, niște întrebări care apar la multă lume. Cine a plătit bilul, factura? Credeți că au fost aduși organizații? Eu am privit și eu reportaje făcute de presa de investigații, mass media. Mă rog, prin ceea ce răspundeau oamenii, se vedea că erau motivați, sau cel puțin li s-a promis o retribuție pentru faptul că au venit la acest protest. Și aici ar trebui instituțiile competente să investigheze și să vină cu răspuns. Pentru că când organizezi o astfel de manifestare, acțiune, asta implică cheltuieli. Aici nu-i... La manifestație a fost inclusiv o bună parte dintre cei care susțin Partidul Șor. Marina Tauber a declarat că Maia Sandu a capturat statul. Marina, cum răspundeți la asemenea acuzații? Eu, credeți-mă, eu aud... tot ce debitează dumneavoastră în Parlament, noi ne căutăm de agenda noastră. Este un partid care... Ce este cu acest partid? De ce este acest partid există un partid, pe piața politică, spun, domnule Este Gros. Un partid care, prin esența sa, sfidează tot ce poate sfida. Da, și eu nu spun de evenimentul ăsta, eu urmăresc sau trec în revistă toate campaniile electorale pe care eu mi le aduc aminte. Nu au fost campanii să nu sfideze modalitate de finanțare sau de raportare sau... Deci nu au fost. Deci ei ostentativ și drept dovadă au fost, cred că au vreo 3-4 excluderi din campanii electorale pentru încălcări grosolane, brutale. De ce nu este scos în afara legii? Există această opțiune?
Bine, asta este o opțiune foarte sensibilă, da, nu poți, deci trebuie să fie, astea organele de anchetă, trebuie să studieze foarte atent și să vină cu astfel de, dacă există temei. Păi dacă pentru există că, încălcări, există un lider care este fugar. Pentru că, bine, acela fugar, cu toată antipatia mea care o am, deci el, noi trebuie să ajungem să existe o condamnare definitivă, da. Orice criminal, orice pușcăreabil trebuie să beneficieze de un proces echitabil, corect. De ce n-ați avut acest discurs în campanie electorală când vorbeați despre Plahotniuc? L-ați numit în tot felul, din câte mi-amintesc, cei de la PAS și de-a lungul anilor. El e tot din categoria asta. E tot din categoria asta. Eu am același sentiment față de ăsta care este de Plahotniuc sau de același Platon sau de alții din teapa asta. Am același sentiment. Asentiment. Dar ei trebuie să ajungă să fie condamnați. Pentru că altă cale decât a fi condamnați definitiv într-un dosar bine pregătit și așa mai departe, nu există. Nu există justiție așa, ei și îi condamn, pur și simplu îi condamn în piață. Nu, noi mergem spre Uniunea Europeană. Deci haideți să luăm trebuie să avem o justiție și o procuratură care să facă bine meseria și niște instanțe de judecată care într-un final să dea o decizie definitivă. Ați văzut nemulțumirile cetățenilor ca să trecem de la acest protest la dosarele de rezonanță. Că sunt judecați, stau în arest câteva zile, după aia în arest la domiciliu, după aia controlul judiciar, toți cei care ajung pe mâna justiției moldovenești. Ce se întâmplă, domnule Cros? Haideți să facem o diferență. La pușcărie cei care au comis... Haideți să facem o diferență și una e când el este arestat, dar reținut, adică reținut, arestat, și alta este când îi spășește pedeapsa pe care o declară sau o hotărăște, o decizie a instanței de judecat. Îl ții în arest sau instanțele, judecătorii decid ținerea în arest pe o anumită perioadă până când procurorul reușește să adune tot ce trebuie lui ca dovezi, să contrapună, nu știu, argumentele unei părți, să-l interogheze pe ăla, un martor și așa mai departe, ca ăsta care e vizat să nu poată influența, să nu poată distruge probii și așa mai departe. La pușcărie din politicienii care au comis anumite abuzuri. Eu la fel mult îmi doresc să avem un dosar sau dosare cu finalitate. Eu sunt cel mai interesat pentru că noi și colegii mei, eu și o să răspundem în fața... Sunteți la guvernare, absolut. Aveți majoritatea în Parlament. La cine ar trebui să ne adresăm? La noi, evident. Noi care trebuie să facem presiune și să schimbăm legislația, să facem presiune pe sistemul judecătoresc, de procurori, în sens de mesaje, de solicitări. Păi stați cerem, o clipă, dar există o putere judecătorească care este independentă de E independent, dar noi suntem cei care modificăm cadrul legal. Iată, le-am dat acum instrumentul condamnarea în absență. Până acum e asta, ne spun eu. Amânau, nu știu câte sute sau câte, poate sute nu, dar vreo 47 de amânări în cazul Lușor, în curtea de apel Cahul, majoritatea că nu era ăla prezent, că nu era ăla prezent, că inculpatul nu și așa mai departe. Acum o să aibă un nou instrument. Cu dosarul Dodon, ce se întâmplă? Dodon este aici, Dodon merge la aceste ședințe de judecată. Din câte știu eu, încă nu-i prezentat dosarul în instanță. Ceea ce vedem noi sunt niște acțiuni în care procurorii solicită extinderea regimului ăsta, sau cum îi spune, statutului de arest la domiciliu, pentru a definitiva dosarul și să fie prezentat în instanță. Dodon spune că este un dosar politic. Ce spune regizat de PAS? Câte a spus în viața asta, credeți-mă, eu nu l-am crezut nici atunci când a făcut cu noi alianță și am în 2019, că simțeam noi că la prima cotitură o să spună la revedere. Acum, tot ce trebuie să facem noi este ca să-i oferim toate posibilitățile să-și urmeze toate procedurile. Avocat, să aibă dreptul la avocat, la apeluri, la să-și prezinte argumentele și așa mai departe. Noi asta trebuie să-i creăm condiții ca astfel ca dosar atunci când o să ajungă în instanță să nu vină și să spune, domnule, mi-a interzis, nu mi-a asigurat dreptul la, nu știu, opinii sau să-mi prezint partea mea de argumente. Asta noi trebuie să facem, iar judecata să ia o decizie corectă. A fost îmbogățări, ilicită. Sau n-a fost. Sunt al lui proprietățile cele? Nu sunt. Deci asta trebuie să ne spună judecata. Mai cu seamă că în cazul unui demnitar de stat care toată viața a lucrat
în sectorul public, da, fie funcționar, fie demnitar de stat, trebuie să poți da răspuns la întrebare, domnule, adunând toate salariile care le-ai primit tu în cariera ta, să le compari cu averile care le ai. E că e ce trebuie. Și să nu spui că cineva a mâncat, cum îi zice, recipisa de aia că l-a pălit emoțiile. Lumea gestionează mai bine emoțiile și sunt în situații mai complicate. Așa că argumente de astea nu prea țin. Dosarul Vlad Plahotniuc, ce se întâmplă acolo? Înțeleg că nici nu este dat în căutare internațională. Eu detalii nu cunosc și cu dată în căutare sau în, da, internațională, aici trebuie să întrebăm cu toții și noi la fel, procuratura, să ne spună la ce etapă este, unde este, dacă este dat în consemn, dacă este, da, sunt făcute toate procedurile astea. Da, noi trebuie să facem presiune publică și când spun presiune, nu a se citi imixtiuni. Presiune publică și imixtiuni sunt două lucruri diferite. Presiune publică pe sistemul judecătoresc de procurori, da? Pentru că ei nu sunt o lume aparte de statul ăsta. Ei locuiesc în aceeași țară ca și noi, primesc salarii plătite din impozitele noastre și noi suntem în drept să cerem finalitate pe aceste dosare. Nu zic de mari, de cele mai, toate dosarele, sunt dosare emblematice. Ce ați promis dumneavoastră și colegii în campania electorală? Noi am promis justiție, noi am promis reforma justiției, noi am promis să curățăm sistemul. Ați promis că aduceți pe Plahotniuc în fața și nu ne-am legat, nu ne-am lepădat de această promisiune. Da? Au trecut deja cât? Aproape 2 ani, domnule Gros. Nu, eu vreau să spun că au trecut un an de când noi suntem la guvernare, asta nu este o scuză, da? O să continuăm mai departe. Vedeți cu cât greu, hai, zic așa, a durat desemnarea unui procurator anticorupție. Da, pentru că a trebuit să urmăm toate procedurile. Să ne spună Comisia de la Veneția, la care opoziția noastră, orice lege... Păi, dar știați asta în campania electorală. Ați venit cu un mesaj populist la acea etapă. Vlad Plahotniuc o să răspundă pentru ce o să răspund, dar dumneavoastră credeți... În cei 3 ani rămași de mandat? Deci noi o să facem tot posibilul ca ei să răspundă. Și nu doar el. Toți cei care au furat. Interesul nostru este proprietățile lor, din banii furați de la noi, să fie întorși în bugetul statului. Și asta o să facem. Asta e, sunt sechestre puse, de-aia și vrem condamnarea asta în absență pe cel puțin bunurile care sunt aici. Care sunt, au mai rămas. Sechestrate. Nu că care au mai rămas, că ei sunt, au imobile, au terenuri, au ei proprietăți aici. Credeți-mă, nu au reușit să vă... Noi o să monitorizăm timp de 3 ani, să sperăm că acest lucru... Noi o să monitorizăm. Și dumneavoastră, bineînțeles, că presă faceți lucrul ăsta, dar e interesul cel mai mare e al nostru. Mai avem câteva minute și avem câteva aspecte importante. PAS-ul scade în sondaje. Cu siguranță ați văzut în ultima perioadă. Cineva spune că este o normalitate, că cei care au venit la guvernare în primul an de mandat să scadă în sondaje, dar scăderea este destul de mare, domnule Grosu. Ce se întâmplă? Știți, noi acum ar trebui să alegem, dacă să analizez întrebarea dumneavoastră, între rating și a face ceea ce am promis. Da. Noi înțelegem că timpul care îl avem la dispoziție nu e nelimitat. Noi trebuie să livrăm. Și noi o să livrăm, chiar dacă unele lucruri o să fie nepopulare și dureroase. Că există impactul ăsta exterior care cumva nu-i gestionat, nu-i, cum zic eu, declanșat din noi. Nu noi am pornit războiul, nu noi dictăm prețurile piața internațională. Noi trebuie să gestionăm și noi o să gestionăm cu resursele care le avem interne. O să mai aducem resurse din exterior. Ce vreau să spun? Ratingul e important, dar mai important e să îndeplinești, să folosești timpul care îl ai la dispoziție pentru a realiza ceea ce ți-ai propus. Dar totuși, cetățenii își fac și credeți, în primii ani de cea mai mare greșeală a politicienilor este că în primii ani de mandat te gândești la rating. El este important, dar în primii ani de mandat trebuie să-i dai bătăi. Păi noi așteptăm rezultatele livrate. Dar dumneavoastră credeți că noi nu depunem efort? Nu vă spărați. Noi am reușit să ținem țara pe linia de plutire și cu războiul și cu pandemia. Atunci și cu prețurile. Atunci ar însemna că ratingul PAS ar trebui să nu scadă atât de dramatic, să rămână la un anumit nivel. Cum explicați aceste nemulțumiri care vin din partea cetățenilor? Ele sunt firești, pentru că știți cum, omul vedic, audic undeva e război, da? Omul aude că undeva pe piețele internaționale crește. El totuși așteaptă că noi suntem să fim feriți. Nu putem noi să fim feriți. Nu putem să fim feriți pentru că suntem
conectați și cu piața ucraineană, și cu piața românească. Și ați văzut câte nemulțumiri au fost și cu bușoanele astea, ambuteajele astea la hotarul cu România. Dar ce trebuie să facem? Să nu le permitem ucrainenilor să vină? Da, trebuie să-i ajutăm pentru că Odessa e blocată. Și unica cale de acces piața Uniunii Europene, cea mai apropiată, suntem noi. Da, o trebuie să discutăm cu colegii români, să găsim soluții, să nu știu, să sincronizăm procesele. Dar este prețul momentului care trebuie să-l plătim. Încă un aspect important, alegerile locale anticipate de anul acesta, în 10 localități au avut loc și PAS-ul a câștigat doar în cadrul unei primării. E un rezultat modest. E modest și parțial se explică și prin faptul că, da, e și cumva consecința acestor crize, este o asociere, vrem noi, nu vrem, cu candidații noștri și cu aceste crize și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu trebuie să intrăm în competiție, noi să mergem mai departe în competiție, să explicăm oamenilor, să dialogăm. Când discuți cu oamenii, le explici, credeți-mă, noi, ei știu, noi nu umblăm cu schemele, nu umblăm cu combinațiile, atâta timp cât o să ne... Liberal-democrat are o altă opinie. V-a transmis o scrisoare deschisă în care a spus că PAS-ul, Partidul de la Guvernare, raculează aleșii locali, membrii ai PLDM. Ați văzut scrisoarea care a fost adresată nominal pentru dumneavoastră? Eu am văzut, dar dacă erau așa mai, cum zic eu, mai curajoși, dădea un telefon și spunea, auzi, băi Igure, este acolo un caz, te rog, vorbește cu colegii, nu se întâmplă lucrul ăsta, dar dacă eu ales modalitatea asta până la cazuri concrete, mă scuzați, vă rog, eu mă ocup cu alte lucruri mai importante. Urmează remanierii în guvern? Cazuri concrete să mi se spună cine și unde. Aici am înțeles. Remanierii în guvern. Urmează, domnule Gros? Remanierele sunt o chestie normală în orice guvern. Ele trebuie să făcute atunci când există o decizie și există momentul potrivit. Orice guvern trebuie să facă o evaluare pe anumite domenii, noi facem evaluări pe interior, pe domenii, pe ministere. În momentul când o să avem o decizie, da, o să vină doamna prim-ministru. Dar se discută despre asta. Noi evaluăm toți miniștrii noștri, pentru că acuș avem un an, da, și ei se feresc la un an distanță să facem niște evaluări. Sunt miniștri mai vocali, mai prezenți, mai dinamici, sunt alții mai modești. Sunt dar miniștri pe care nu-i mai vedeți în guvern în viitor? Eu consider că miniștrii ăștia au făcut și fac în continuare un lucru extraordinar. În situația în care ei, pe lângă agenda internă a lor de minister, trebuie să mai gestioneze și alte crize care nu țin de noi. Da, ei și-au făcut treaba și-și fac treaba în continuare exemplar. Dar? Că este loc pentru mai bine, permiteți-ne noi să facem evaluările până la capăt și la momentul potrivit, neapărat o să venim și o să comunicăm. Deci după evaluare, componența guvernului ar putea suferi schimbări. Nimic nu-i bătut în cuie, eu asta pot să. Așa, am înțeles. La iarnă vom avea gaz? Sigur că vom avea. Sigur că vom avea, lucrăm asupra lucrului ăsta, ați auzit și am mai declarat. Există deja un instrument care îl numim noi rezerva strategică, da, de gaze. Este prin lege scris foarte clar, trebuie să avem 2 luni de gaze. Avem resurse pentru a face acest plin. Avem, știm unii putem să-l depozităm pentru a-l folosi la momentul potrivit. Un pic ne-ați liniștit. Acum să ne spuneți pe final, pentru că avem doar un minut. Ce? Aveți candidatul pentru funcția de primar al capitalei? Noi avem mai mulți candidați. Suntem în proces de analize și în timpul apropiat o să luăm decizii în baza unor analize, măsurători, calcule și așa mai departe. Și o să-l prezentăm. Conform informațiilor pe care le dețin eu, Lilian Carp ar fi candidatul care urmează înaintea de pas. Noi avem mai mulți candidați pe care o să-i analizăm și o să-l alegem pe cel mai bun. Este în lista scurtă domnul Carp? Inclusiv domnul Carp. Am înțeles. Domnule Gros, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să vedem rezultatele la această oră. Da? Deci, 7-7 la 23. Deci cetățenii sunt îngrijitori că Republica Moldova va obține statutul de candidat. Eu mă bucur. Înseamnă că, da, direcția e corectă, e bună și acolo e spațiu civilizațional, spațiu de pace, de stabilitate în care noi trebuie să ne regăsim. Am mai rămas puțin timp. Vom afla zilele viitoare, doamnelor și domnilor, inclusiv despre acest subiect. Continuăm discuția în cele 2 ore cu alți 2 invitați. Rămâneți alături de noi.
Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărdici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e de la televizor, nu prea. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agende Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы беднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e de la televizor, nu prea. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agende Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum.
Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22 facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Bună seara din nou, bine v-am regăsit în cea de-a doua ora a emisiunii Freedom. De această dată avem alți doi invitați, discutăm despre subiectele de actualitate. Iar alături de mine sunt domnul Igor Munteanu, conferențiar universitar și ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite în perioada 2010-2015. Bună seara și bine-ați venit, domnul Munteanu. Și jurnalistul și editorialistul la Ziarul Național, domnul Nicolae Negru. Bună seara și bine-ați venit. Bună seara. Și avem o întrebare pentru televoting, pentru telespectatori, care sună în felul următor: dacă țara noastră va obține totuși statutul de țară candidat pentru aderare la UE. Vă reamintesc, domnilor și domnilor, că puteți transmite SMS la numărul 380 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu, iar rezultatele pe parcursul întregii emisiuni vor fi afișate pe ecran. Aceeași întrebare o am și pentru dumneavoastră, domnule Munteanu, vorbind despre ceea ce se discută în ultimele zile. Republica Moldova are șanse foarte mari să obțină statutul de candidat pentru aderare la UE. Se va întâmpla acest lucru sau va trebui să mai așteptăm? Eu cred că avem toate șansele să primim acest statut de țară candidat la aderare. Vor fi probabil anumite condiționalități până la momentul începerii negocierilor. Pentru aceste negocieri, de obicei, Comisia Europeană pregătește o strategie și un grup special care se vor ocupa de negocieri, dar avem stelele s-au aranjat într-un asemenea mod care ne favorizează pentru moment. Deci nu trebuie să luăm asta ca, cum zic așa, ca un noroc chior. Foarte multă lume speră că vom depăși această linie de demarcație, astfel încât să începem a lucra asupra temelor reale care influențează viața cetățenilor. Domnule Negru, ce ar putea să se întâmple ca Republica Moldova, ce ar trebui să se întâmple ca Republica Moldova să nu obțină acest statut? Pentru că am văzut reacțiile unor oficiali din Ucraina care spun că Republica Moldova s-a lipit la acest tren și nu obligatoriu că merită. Păi, într-un fel, da, s-a lipit, dar avea dreptul să se lipească. Eu cred că aproape nimic nu stă acum în cale. Fiindcă chiar dacă unele state văd că exprimă așa, nu că nemulțumire, dar scepticism în privința termenului sau perioadei când noi vom ajunge membri a Uniunii Europene, mai nimeni nu se împotrivește să acorde
acest statut de candidat pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Sunt acolo niște recomandări și Comisia Europeană va monitoriza și va scrie la sfârșitul anului, de exemplu, raport, cum stăm, de exemplu, în domeniul reformei justiției, reforma administrativă teritorială, adică multe serviciile publice, drepturile minorităților și așa mai departe, adică tot ceea ce știm noi deja că trebuie să lucrăm și s-a început mai cu seamă independența justiției, mai cu seamă influența anumitor grupuri de interese în politică, în economie, în problemele sociale. Ca să înțelegem cât de puternic s-au schimbat pozițiile unor state, trebuie să menționez în acest context faptul că în 2016, atunci când Olanda trebuia să ratifice acordul de asociere cu Ucraina, Olanda a insistat asupra faptului că trebuie să, în acordul de asociere, să introducă o prevedere specială care spunea că acordul de asociere nu înseamnă în mod necesar calea spre aderare. Păi dar era în parteneriatul estic din care făcea parte Ucraina, scria că faptul că ești membru al parteneriatului estic nu înseamnă că... Dar asta a fost o condiție specială a Olandei. De ce? Pentru că în Olanda era foarte activ un lobby puternic anti-ucrainean. Au făcut și un referendum pentru ca să nu-i permită Ucrainei să ratifice sau să plinească acordul de asociere. Și au câștigat referendumul. Exact. Altul, da. În aceste condiții, însă, Olanda a fost prinsă în cătușă de prietenii Ucrainei. Nu mai a avut spațiu. Am vorbit cu foarte mulți olandezi care îmi spuneau în guvernul nostru există reticență față de Ucraina. Pentru că, în primul rând, este o economie foarte mare. Doi, intrarea și eventual atingerea acestui rezultat în care ucrainenii vor avea niște voturi în Parlamentul European schimbă complet configurația componenței politice a autorității legislative și în general creează foarte multă complexitate. Și totuși, atunci când, de exemplu, Franța, Germania au început într-un fel să vocifereze sprijinul explicit pentru Ucraina și Republica Moldova în special, guvernul olandez n-a mai putut ține această adversitate față de Ucraina. În acest moment mai există probabil niște reticențe la nivelul Danemarcei și la nivelul Austriei. Bine, dar de acum nu mai există această reticență, fiindcă azi miniștrii de externe a statelor, cei 27 de miniștri de externe au votat unanim că Republica Moldova, sau mai bine Ucraina și Republica Moldova, știți, obține acest statut. Știți foarte bine zicala după care meciul se sfârșește atunci când fotbaliștii germani se urcă în autobuz și pleacă de pe teren. Același lucru putem vorbi despre acest vot din 23-24. Până nu-l văd, Da. A mai rămas puțin timp până acolo, dar vreau să înțeleg în ce măsură, dacă Republica Moldova va obține acest statut de țară candidat de aderare la UE, înseamnă asta și începutul parcursului european al Republicii Moldova și într-un final aderarea la UE, sau s-ar putea să nu se întâmple niciodată? Uitați, parcursul european este o metaforă. Pentru că parcursul european înseamnă, de fapt, direcția de integrare, de includere a tot felul de standarde, reglementări tehnice. Acordul de asociere tot e parcursul. Un parcurs. Noi vorbim despre aderare, accession, ceea ce înseamnă că asta este parcursul cel mai scurt pentru ca să primim drepturile de reprezentare politică. Asta înseamnă reprezentare în Parlamentul European, reprezentare în Comisia Europeană și în toate instituțiile, inclusiv în Consiliul European. Respectiv, traiectoria este mai scurtă, mai tehnică, mai dură. Pentru că, de exemplu, în procesul de negocieri nu mai e discreție de a spune standardul ăsta îmi place, standardul ăsta nu-mi place. Trebuie să internalizezi la nivelul populației anumite rigori care sunt obligatorii pentru spațiul comunitar, trebuie să incluzi anumite reglementări care sunt obligatorii pentru partea tehnică și politică. Și aici alertă maximă. De ce? Pentru că dacă un stat și o economie nu este pregătită pentru acest exercițiu, ea poate să aibă mari probleme să supraviețuiască. Și de asta acest proces complicat sub aspect tehnic de negocierea acelor 35 de capitole este de fapt o tranziție de adaptare.
Acum sunt 35, mai înainte erau 33, ar putea să fie mai multe. Este posibil. Da, depinde de durata sau de viața acestor negocieri. Iar această viață a negocierilor va depinde foarte mult și de capacitatea de administrare a procesului, de calitatea negociatorilor, de rezultatele executivului, de sprijinul popular. Sunt foarte multe necunoscute, ca să zic așa. Deocamdată avem 56% de sprijin pentru Uniunea Europeană. Dar integrarea în Uniunea Europeană sau ca Republica Moldova să devină membru cu drepturi depline ar putea fi grăbită ținând cont de contextul regional și războiul din Ucraina? Nu cred că s-ar putea obține așa ceva. Acum s-a deschis o ușă, fiindcă ăsta e contextul, e războiul. Rusia, de fapt, a grăbit mai multe procese, a grăbit, de pildă, consolidarea NATO, acum Finlanda și Suedia vor să intre în NATO și Rusia doar tot timpul se opunea, deși zicea că nu se opune intrării Republicii Moldova sau Ucrainei, Uniunea Europeană, ea totuși s-a opus, a aplicat embargouri, a aplicat pedepse pentru Republica Moldova, pentru Ucraina, de asemenea, în 2014, ne amintim, își amintește toată lumea, 2013 chiar începând. Și cred că se va opune și Rusia. Trebuie să fie foarte limpede că această șansă unică pe care o avem în fața noastră de a merge într-un proces de aderare se datorează circumstanțelor geopolitice. Nu am fi avut această posibilitate în vecii vecilor, pentru că noi nu suntem încă pregătiți pentru această aderare. Rezultatele din economie sunt lamentabile. Dar nu situația... numai că nu suntem pregătiți, chiar din motivii geopolitici, pe noi ne-au pus în această zonă, numit-o această zonă parteneriatului estic și au zis de la bun început că parteneriatul estic nu înseamnă că stai în anticamera Uniunii Europene. Și acest parteneriat estic a fost făcut ca să satisfacă Rusia, ca să nu... Eu înțeleg corect. Dacă nu era contextul ăsta și războiul din Ucraina, acum Republica Moldova ar fi fost... Aș vrea să vă atrag atenția asupra momentului în care a fost lansat parteneriatul estic. A fost 2009. Un an după intervenția militară a Rusiei în Georgia. Deci, practic, niște rupturi geopolitice determină noi politici și noi abordări din partea Uniunii Europene. În 2022, această deschidere a Uniunii Europene se datorează războiului de agresiune rus. Uniunea Europeană se adaptează circumstanțelor și înțelege foarte clar o lecție a geopoliticei. Pe măsură ce lași spații gri, aceste spații gri sunt dominate de actori agresivi. Rusia poartă un război de nimicire contra Ucrainei, folosindu-se de această zonă neclară a parteneriatului estic. Pentru că parteneriatul estic nu este doar o vecinătate a Europei, a Uniunii Europene, este shared neighborhood, adică o vecinătate împărtășită și de Rusia și de Uniunea Europeană. Și atâta vreme cât poți să intri în pădure și pădurarul să nu te prindă de urechi, evident că Rusia folosește intervenția sa în Ucraina pentru ca să conteste orice fel de influență occidentală asupra acestui spațiu și nu-i pasă pur și simplu de dorința poporului ucrainean, de dorința moldovenilor. Dar ea pur și simplu pretinde asupra acestei sferi. Ea a zis că asta lăsați sfera mie. Pământurile rusești. Fostele spații ale Rusiei istorice, cum zic ei. Iar Uniunea Europeană spune că eu, până aici, pentru că, de exemplu, dacă se va începe acest cerc a reconsiderărilor teritoriale în Europa și dacă Rusia va avea tot mai mare apetit să pretindă și la Europa Centrală și de Est, care deja au devenit parte din Uniunea Europeană. În cazul ăsta, întreg proiectul continental a unei Europe unite, solidare și în pace, se prăbușește. Respectiv, Uniunea Europeană este obligată să reconsidere politica sa de vecinătate, transformând-o într-o politică de extindere. Nu este simplu, pentru că sunt foarte multe complicații. Vor trebui să fie ajustate mecanismele de luare a deciziilor. Vor trebui să fie redistribuite fondurile. Pentru că, de exemplu, chiar acest proiect de reconstrucție post-belică a Ucrainei va costa bani enormi. Dar chiar în această direcție, Uniunea Europeană spune mai degrabă dăm bani,
pentru că să reconstruim după războiul Ucraina, decât să o lăsăm în ruine și pe aceste ruine să se nască un imperiu a răului din nou. Și consecințele vor fi mult mai grave dacă se începe această refacere a teritoriilor, fiindcă orice țară poate să aibă pretenții față de altă țară și dacă eu sunt mai puternic, înseamnă că eu pot să-mi iau ceea ce cred eu că mi-aparține din nu știu câte secole în urmă. Cum sunt riscuri Putin pentru Republica Moldova foarte, foarte mari. Eu vreau să văd și telespectatorii ce cred la acest subiect. O să rog colegii să luăm până la prima pauză două apeluri telefonice, dacă o să reușim. Evident, întrebarea este cea care e și în cadrul televotingului. Vedem că se schimbă rezultatele. 83% consideră că Republica Moldova totuși va obține statutul de candidat pentru aderarea la UE, dar să vedem și telefonic ce ne vor spune, care sunt argumentele. Vorbind despre acest statut, faptul că îl obține Republica Moldova și Ucraina, asta nu înseamnă că în 2, 3, 5 sau 10 ani vom fi parte a Uniunii Europene. Nu, deloc nu înseamnă. Va depinde și de noi. Va depinde cum ne vom mișca. Turcia de cu 30 de ani stă la ușa sau la poarta Uniunii Europene și fiindcă nu îndeplinește anumite condiții, nu poate intra. Așa și cu Republica Moldova poate să fie, dacă până la urmă, va depinde dacă noi până la urmă ne vom decide. A spus domnul Munteanu, 56% e cam puțin, adică e la limită. Mâine poi mâine poate să fie mai puțin de 56% și asta va determina configurația guvernării sau orientarea la guvernare. Desigur. Și cât de rapid se mișcă spre integrarea în Europeană statul. Nu mă deranjează atât de mult faptul că avem 55-56% de sprijin pentru Uniunea Europeană, mă deranjează încă reversibilitatea cursului. Mă deranjează faptul că ar putea să existe grupuri ostile cursului european care s-ar putea mobiliza, ar putea să utilizeze nemulțumirile populației reale, pentru că provin din niște zone pe care politicile guvernamentale nu le pot acoperi satisfăcător, și mă refer la protecția socială, mă refer la furnizare de locuri de muncă, mă refer la stabilitatea aranjamentelor în sector, în economie privată. Astea sunt breșe în actuala guvernare. Și pornind de la asta, aceste forțe ostile ar putea să le utilizeze. În al doilea rând, sigur că, așa cum ați menționat, este cazul Turciei, dar este și cazul unor state din Balcanii de Vest. De exemplu, Macedonia de Nord stă de prin 2006 într-o situație neclară. Am văzut niște observații foarte otrăvitoare, zic așa, din partea unor cetățeni a Bosnii-Herțegovinei. Zic, cum? Adică moldovenii și ucrainenii să vină acum și să ceară peste rând să intre în proces de aderare? Problema este următoarea. Și Georgia nu e mulțumită. Bun, Georgia o să revină de urmă, dar problema care se formulează este în felul următor. Aceste țări care au pretenții acum și care influențează anumiți decidenți din Europa Occidentală au avut de toate. Au avut fonduri preaderare, au avut pact de stabilitate și asociere ca urmare a pactului din Balcanii de Vest, după la inițiativa Germaniei. Dar n-au reușit să treacă Rubiconul. Eu să vă rog să păstrați acest gând, să preluăm un apel telefonic, după care revenim la acest subiect. Domnul Vladimir din Chișinău, bună seara! Bună seara! Vă rog, discutăm la subiectul dacă Republica Moldova va obține statutul de candidat pentru aderare la UE. Dumneavoastră, cum considerați? Se va întâmpla în timpul apropiat acest lucru? Eu consider că mulțumit lui doamna Maia Sandu, noi o să ne întrebăm Uniunea Europeană, e tot bine. De ce? Care sunt argumentele pro? Argumentele fiindcă la noi încep să se face reforme și în justiție, cu teorie, ar fi de dorit mai mult, și alte ramuri, în procuratură, în tot, și în unecțică în corupție, și cred că Uniunea Europeană vede și cum merg treburi la noi și cred că o să fie Am înțeles, domnule Vladimir, mulțumim foarte mult. Iată, vedem, cetățenii sunt optimiști, domnule Munteanu. Asta cât de mult contează ca cetățenii să creadă că acest lucru se va întâmpla? Este foarte bine că cetățenii care se orientează spre Uniunea Europeană au niște role modele care îi inspiră să creadă în succesul acestui traseu. Ar fi foarte bine ca guvernul să inspire prin rezultate
pentru că rezultatele pe politicile executive nu vin de la doamna Maia Sandu, dar vin de la guvern. Și guvernul deocamdată nu confirmă. Guvernul deocamdată nu confirmă. Guvernul reușește să ia decizii pe anumite subiecte. Lauda actualului guvern este că reușește să navigheze printre foarte multe provocări, ceea ce este parțial adevărat, dar sunt, după cum am menționat, și anumite breșe în politicile regulamentare care țin de indecizii, de întârzierea unor decizii importante, de economia care se mișcă foarte lent, adaptarea la, eu știu, răspunsurile pe care trebuie să vină. Sigur, cere mai multe competențe din partea actualului guvern și din partea, în special, a unor miniștri și antevorbitorul, invitatul pe care l-ați avut în prima parte a emisiunii, v-a spus foarte clar că, de fapt, Partidul de Guvernament recunoaște existența unor lacune, existența unor omisiuni, că se va lua o decizie la timpul potrivit, ceea ce înseamnă... Remaniere în guvern, da, se la face o... Deci, spunând asta, confirmă, de fapt, o stare de fapt. Populația așteaptă niște schimbări mai asertive, mai convingătoare și așteaptă serviciile de care să se bucure. Locuri de muncă, salarii mai mari, să fie mai puțin afectați, coșul lor minimum de consum, de prețurile fabuloase. Și, evident, să înceapă a vedea beneficiile care vin din partea finanțărilor, din partea Uniunii Europene. 650 de milioane de euro, care au fost alocați pentru Republica Moldova în anul 2021. Haideți să ne luăm un apel înainte de pauză. Nu au început, încă se produc rezultatele așteptate din cetățeni. Noi revenim oricum la acest subiect, dar avem legătura prin telefon cu domnul Oleg din Durlești. Bună seara, ne auziți? Bună seara, domnule. Oleg, vă spun. Da, vă rog. Durlești. Da. Eu și vreau să vă spun. Asta că ASP e nou statut de țară candidat la UE, asta e bine. Dar guvernul nu trebuie să uite de oamenii care trăiesc aici și lucrează, Chișinău, Moldova. Voi și nu vedeți ce se întâmplă. De lucru noi, chiar și lucru iese. Două capici în cruci, îți dă acolo 3-400 lei pe zi. Când îți dă, când nu îți dă. E multă măială în ziua de azi. Dacă lucrează omul, nu-i plătești țara, dar unde-ți duci gel? Guvernul știe de asta. Кому и омазяло, все омазяло, ку бизнесмене ще ложь, скажу, мэра маса, Молдова, шайчнев. Ну, фачу фаты прецулю. Дям прецулю, шо сурдикат, кому дям требся умии для эпидзи, да ну, пацу для эпидзи, платец, лишь все их нацепел. Залезь, шо гуверну с лиси умфелди души речи, кликать гандец кому, la intrare în Uniunea Europeană, când așa e Cristian, dar poporul nu vreți să mănânci. Domnule Oleg, dar cum credeți? Va schimba ceva dacă Republica Moldova va obține acest statut de candidat de aderare la UE? Nu se mai schimbă nimic. Vor atunci și ei ca să creată în carieră. Dar pentru populație noi nu sunt nimic. La noi de rău în rău. Am ajuns la sapă de lemn noi oameni buni. Dar care ar fi soluția în viziunea noastră? Soluția să dea bani la populație care moare de foame, să dea salariile și pensiile. Cam urgent. Și prețuri reale. Deci dar nu pot. Nu se plătesc salariile și pensiile? Nu sunt, da, plătesc. Iată, domnul Negru, treabă. Nu îți plătesc salariile la oameni care muncesc. Nu poți să scoți banul cu o muncesc. De pensiile și le-am, că nu le-au dat la 2000 lei, erau și sub 2000, care sunt 1000 jumate, care nu le-au ridicat la 2000 lei salariile pensiile. Și asta știu tare bine. Da, am înțeles. Vă mulțumim, domnule Oleg, pentru opinia dumneavoastră pe care ați exprimat. Vedeți ce se întâmplă? Noi trebuie să intrăm în pauză de publicitate, după care revenim și continuăm gândul ca să nu începeți, doamnelor și domnilor. Rămâneți alături de noi, după aia discutăm inclusiv despre majorările din ultima perioadă, scumpiri, vorbind și despre protestul agricultorilor. Rămâneți alături de noi. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate, nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchie, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00.
transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum, știri descoperite și investigate de echipa TV8, o echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20.00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22.30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19.00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20.00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Тобой, сердечко, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20.00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12.00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8, o echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana.
Am revenit la Freedom, continuăm discuția. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că în continuare puteți vota în cadrul televotingului. Întrebarea zilei de astăzi este dacă țara noastră, Republica Moldova, va obține statutul de candidat de aderare la UE. Transmiteți SMS cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu la numărul 3 de 8 0. Și la final vom vedea rezultatele celor care vor vrea să fie partea acestui sondaj sau acestui televoting. Tole Munteanu, da. Revenind la ceea ce discutam înainte de pauză, Republica Moldova are mai multe domenii unde trebuie să producă reforme. La ce etapă acum sunt? Deci nu din milă Republica Moldova ar putea primi acest statut și faptul că mergem la pachet cu Ucraina, că stăm foarte prost pe anumite componente. Nu cred că ar trebui să acceptăm ideea că cineva face din milă acest lucru. Este un instrument de accelerare a transformărilor interne pe Republica Moldova. Depinde de inteligența noastră de a folosi această oportunitate. L-ați auzit pe domnul Oleg în intervenție telefonică? Spunea că nu se achită salarii, pensii, acolo a fost. Asta e vocea poporului, vox populi, pe care trebuie să o auzim și să o ascultăm, să nu îl calificăm imediat ca adversar a guvernării sau adversar a poporului. Sunt voci care trebuie să fie auzite permanent, nu doar vocele organizațiilor favorabile guvernării, pe care noi de obicei le numim în terminologia politică gongo. Adică o organizație care lucrează pentru plăcerea guvernului. Dar dincolo de asta, să știți că, într-adevăr, sunt mari probleme în economie și asta trebuie să discutăm direct. Sunt probleme la nivelul companiilor care n-au exportat grânele din anul trecut și care, în momentul ăsta, după cum am văzut într-o discuție chiar cu primul ministru, îi reproșau primul ministru. Spunea, dar eu ce să fac? Să arunc la gunoi grâul pe care nu-l mai pot utiliza, nici măcar pentru nutrețuri. Sunt companii care în momentul ăsta nu pot să exporte pentru că rândurile sunt foarte mari, produsele sunt perisabile, piața este complicat de atins, inclusiv în România este foarte complicat să vinzi anumite tipuri de produse agricole sau produse neprocesate, mai bine zis. Există companii din sectorul drumurilor care, datorită faptului că bugetul scârție, li s-au suspendat contractele pentru lucrările de drumuri și atunci normal că sunt foarte mulți oameni angajați pentru acest sector care nu își primesc salariile. Și nici lucrările nu continuă. Păi nu fac lucrările. Dar uitați, unele finanțări pentru drumuri le avem de la Banca Mondială? Unele da. Altele sunt evident din fondul rutier. Și evident, uitați-vă ce se întâmplă. Nu ar trebui probabil să intrăm în foarte multe detalii, dar din fondul rutier se iau bani pentru acoperirea cheltuielilor pentru politicile sociale sau politici de compensație, ce n-ar trebui să se întâmple. Și această căutare disperată a unor soluții, pentru că economia nu merge. Dacă ar merge domnul Oleg de la Durlești, ar avea de lucru, ar aduce salariul pentru copii, ar fi avea și poliție de asigurare, ar fi capabil să înfrunte provocarea prețurilor. Dar ați auzit ce a zis domnul Grosu în prima jumătate a emisiunii? N-am auzit. Războiul tot a provocat, a întrerupt anumite procese și ceea ce se întâmplă, inclusiv aceste prețuri care cresc în continuu, sunt cauzate de situația din regiune. Ar fi o utopie să considerăm că Republica Moldova este pe o insulă în ocean și nu are nicio interconexiune cu piețele de proximitate. Oftează și agricultorii din Franța și din Germania. Adică peste tot, prețurile creează distorsiuni a piețelor. Problema este următoarea. Problema este că actualul guvern, și o spun asta deschis, abordează sau are o abordare progresistă față de ce înseamnă o abordare de stânga. Adică dăm bani la cei care cer la ușa guvernului, dar nu avem suficiente resurse pentru că să investim în companii care pornesc afaceri, care deschid locuri de muncă. Deci asta se vede, pentru că asta ne-ar feri într-un fel de provocările situației sau turbulenții din regiune. Ca să fiu și eu un fel de avocat al diavolului. Dar vă place? Nu, asta e altceva. Dacă ai fi dumneata sau ar fi altcineva și are sarcina asta să asigure pensiile și salariile
sau să facă drumurile, sau grădinițele, ce ar face el. Desigur, mai întâi o să dea salariile și pensiile, orice. Nu cred că vreun politician, dacă... O să vă răspund. Aveți dreptate, pentru că este o situație foarte dificilă și în disciplina de politici publici întotdeauna este complicat să vezi care bucată din pizza sau din plăcintă o dai celor care posibil mor de foame, adică au nevoi imediate și pentru dezvoltare. Ori noi nu avem deloc fonduri acum pentru dezvoltare, pentru start-up-uri. Asta a fost problema tot timpul, problema Republicii Moldova. Vreau să vă spun... Și alte guvernări, exact, lucrul ăsta făcea. Este o guvernare în care ne-am pus foarte multe speranțe. Deci ar trebui să facă lucrurile diferit. Da. Și în această linie de, eu știu, de explicație logică, vreau să vă spun că anumite decizii pe sectorul economic se iau de 20 de ori mai lent decât în condiții de situație excepțională. Iată, de exemplu, zilele astea mi se pare că se prelungește situația excepțională. Da, cu 45 de zile s-ar putea prelunge. Păi, de ce situația excepțională, de exemplu, are tangență... Starea de urgență. Da, starea de urgență. Se înțelege doar dreptul de a lua decizii pe sectorul energetic. Dar de ce, de exemplu, nu se impun niște măsuri astfel încât nimeni să nu aibă dreptul să rețină salariile? Pentru că salariile sunt date la timp, pensiile sunt date la timp. Ca asta înseamnă situații de a interveni sau dreptul de a interveni al guvernului. Eu vreau, de exemplu, să existe și o justiție socială pe domeniul salarial în cazul ăsta. Să se împrumute cât este necesar. Dar salariile și pensiile să fie plătite la timp. Și celor care lucrează la privat. Asta aveți în vedere. Nu, la privat trebuie să nu existe situații în care statul intervine pentru ca să blocheze anumite contracte. Bine, acum e vorba că nu se plătesc salarii la privat sau la din bugetul exact public. De la domnul Eu Oleg, am înțeles că e vorba de totuși e vorba de cei care lucrează la privat. Sectorul privat, da. Eu da. Știu sigur că în sectorul privat, mai ales drumare, sunt plesniți acum pentru că contractele lor de construcție a drumurilor s-au oprit. Păi lor trebuie să li se plătească în mod obligatoriu. Așa iese că, fiindcă e stare de urgență... Lor le plătesc antreprenorii sau proprietarii companiilor, sau nu sunt obligați. Dar de unde o să iei banii ăștia dacă contractele sunt oprite? Pentru că cât lucrezi, atâta primești. Sau primești tranșe din suma contractelor care au fost într-o felul inițiate. Bine, eu vreau să trecem și la un alt subiect extrem de cumva important și cu siguranță ambii aveți ce spune aici. Agricultorii. Și a zis că sunt unii care bat la ușa guvernului și primesc anumite ajutoare, alții care nu fac asta, nu primesc și guvernul ar trebui să decidă. Cei care bat la ușa guvernului sunt producătorii agricoli și cu siguranță ați văzut protestul din regiunea Dolne Negru. Sunt argumentate solicitările agricultorilor? Desigur. În contextul în care statul este limitat în a oferi sau are foarte puțini bani care poate redirecționa. Bine, dar statul totuși trebuie să găsească toate pârghiile sau să folosească tot ce are la dispoziție, să găsească soluții, fiindcă altfel se prăbușește economia, se prăbușește guvernarea. Adică atunci când ești într-o situație critică, ce faci? Depui toate, absolut toate eforturile, uneori chiar și peste puterile tale. Și în cazul de față, da. Eu, dacă zici că, păi, ne aflăm într-o situație critică, nu avem bani, ce să ne mai batem noi capul, să zicem, de cineva, de un agricultor care ar putea el singur cumva să se descurce. Lucrul ăsta nu merge. Înseamnă că trebuie să faci absolut totul. Poate să împrumuți, da? Poți să împrumuți de la bănci, eu știu, iată. Ați văzut solicitare. Eu vreau să reamintesc pur și simplu contextul, pentru că e important și pentru cei care ne urmăresc în aceste clipe. Agricultorii cer guvernului restituirea sumelor depline la toată măturina procurată în anul 2022 de către agricultori, evident. Și ați văzut inclusiv domnul Grosu, dar și guvernul a ieșit cu un comunicat în care a spus că accizele la măturina utilizată în 2022 vor fi acoperite în proporții de 100%. E o măsură care ar putea soluționa problema? Probabil că doar agricultorii pot spune dacă această doleanță solicitare este satisfăcută pe deplin sau nu. Din câte înțeleg eu, agricultorii au probleme la exporturi, pentru că exporturile sunt blocate și la porumb și la grâu. Producătorii de
nu știu, de struguri și ceilalți o să aibă la rândul lor probleme, pentru că deja, vedeți, noi am preluat o parte din povara exportatorilor ucraineni. O parte din aceste tracuri trec pe infrastructura de drumuri a Republicii Moldova și în felul ăsta a crescut foarte mare presiunea asupra vămilor. Dar de ce, de exemplu, nu s-a specializat o parte din vămi să rămână pentru producătorii din Republica Moldova? Pentru ca să găsim o soluție solomonică, să găsim o soluție acceptabilă. De ce, de exemplu, nu s-au pornit cheiurile provizorii? Pentru ca să faciliteze exporturile din Republica Moldova. Acum înțeleg că s-a găsit soluție, s-a rezolvat, deci nu mai stau oamenii săptămâni acolo. Bine, este o soluție temporară și nesustenabilă. E o problemă, adică înțeleg că chiar dacă intră în România, chiar dacă se face aici drum și nu mai stau aici la vamă, la frontieră, stau la Constanța sau stau în alte parte acolo, sim, fiindcă totul s-a blocat, adică e un flux foarte mare, traseele noastre sau căile de acces și la port Constanța și la alte porturi. Dar acolo, aici problema agricultorilor, de fapt, ține mai mult de prețurile foarte ridicate la motorină. Și în perioada asta începe secerișul, urmează să înceapă și sunt lucrări agricole în plină desfășurare. Să nu privim simplist asupra problemelor agricultorilor. Sunt sistemice. Uitați-vă, acum 2 ani în urmă, noi vorbeam despre faptul că importurile de produse alimentare din Ucraina sunt foarte mari. Aproximativ 30% din toate produsele alimentare erau importate din Ucraina. Și atunci a pus problema, pentru că vineau producătorii autohtoni și spuneau, noi nu mai avem loc pe magazine, în magazine, în retaileri. Și au venit ideea, haideți să găsim soluții pentru ca să adăpostim pe sertarele magazinilor din retail o anumită proporție de produse locale. Au sărit în cap toată lumea. Nu se poate și mai departe. Cum adică? Că discriminez producătorii europeni. Dar nu era. Bine, au sărit în cap europeni, în primul rând. E adevărat, dar noi trebuie să ne împășim. Ambasadorul de la Uniunea Europeană. Peter Mihalco, dar și asociația de business. Dar că noi luam măsuri la timpul potrivit, dacă noi ajutam prin niște finanțări speciale, pentru că, de exemplu, se produc produse pentru retaileri, procesate, așa cum, de exemplu, fac și ucrainenii. Nu am fi fost atât de mult afectați de criza actuală. Nu am fi resimțit deficitul de produse pe care le consumă de obicei populația. Noi, tuturor deciziilor noastre, ne ia foarte mult timp. Un ministru pe economie se gândește 5 luni de zile ca să ia o decizie elementară. Nu se întâlnește cu producătorii. N-are timp pentru ca să examineze un anumit dosar. Și lasă lucrurile și așa mai departe. Asta ne costă, înțelegeți? Și asta vorbește despre calitatea, discutabilă sau controversată a unor ministere din actualul guvern. Dacă acțiunile guvernării în raport cu agricultorii sunt benefice sau îi mulțumesc, vom vedea zilele următoare, dacă vor mai repeta protestele sau nu. Eu vreau să reușim să discutăm încă despre ceea ce se întâmplă la capitolul propagandă și manipulare în legătură cu războiul din Ucraina și ce metode mai folosesc televiziunile și propagandiștii ruși. Noi avem un reportaj realizat de colegii de la watchdog.md. Vreau să-l urmărim împreună, după care să facem și noi o concluzie la acest subiect. Varșovia vrea să-și anexeze Ucraina de vest, iar ucrainencele să-i se ducă pe bărbații polonezi, lăsându-le nemăritate pe femeile din Polonia. Sunt două dintre falsurile din arsenalul presei de bulevard, care au ajuns subiect de știre până și la televiziunile de stat din Rusia. Cu cât mai murdare și scandaloase sunt acuzațiile, cu atât mai multe șanse au să fie luate în serios. Asta pare să spună una din tehnicile de propagandă obscură folosite azi de mediile rusești de dezinformare și diseminate cu patos de susținătorii Kremlinului. Нас беспокоит то, що вони готові поляки, натовці вийти помочь. Таким образом забрать, как до 39-го года, Западную Украину. Поэтому мы ухо востро держим. Каналы де пропаганда s-au grăbit să publice și o hartă cu regiunile pe care ar fi planificat să le înhațe Polonia. Не слабый у поляков аппетит. Polonia este statul care a susținut Ucraina din prima zi a invaziei ruse, dar și una din țările UE care a optat pentru cele mai dure sancțiuni împotriva invadatorilor.
talking is cheap. Enough of this cheap talking. There is enough of naivety around us. Polonia i-a oferit Ucrainei peste 200 de tancuri T-72, 18 obuziere autopropulsate AHS Crab. Au fost și tone de alte echipamente militare și ajutor umanitar. Ja osobiście nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się członkiem Unii Europejskiej w pełnym tego słowa znaczeniu. Propaganda rusă a găsit teme de discordie, inventând un conflict la nivelul buricului, între așa zisele ucrainencele promiscuie și polonezele pretențioase. Недовольство высказывают полячки. Украинские женщины буквально отбивают у них мужчин. Те регистрируются на сайтах знакомств и говорят, что украинки не такие привереды, еще не испорчены Западом. Техничиле де каломниере, стереотипурила расисте. Лимбажул ури есте савурат астезь пына ши де телевизиунеле де стат дин Русия, каре ау ажунс сэш минте нестингерит аудиенцеле де милиоане. Ура ши душмания ну апринс тотуши рădăcини. Nici la Warszawia, nici la Kijev. Wykorzystując do tego bolesne tematy z naszej wzajemnej przeszłości, z naszej historii. Ale to im się nie uda. Zbyt dobrze poznaliśmy te metody. Я бажаю, щоб братерство між українцями і поляками зберігалось завжди. Контрар așteptărilor Moscovei, tehnicile de propagandă neagră, folosite ca să atâțe vrajbă și să renască rivalitatea istorică dintre Polonia și Ucraina, au acționat exact invers. Au cimentat relațiile dintre cele două popoare, arătând încă o dată, faptele contează mai mult decât orice vorbe, mai mult ca orice propagandă. Am revenit în platou. Domnule Munteanu, am mai zâmbit noi aici un pic, pentru că, într-adevăr, sunt unele știri de propagandă sau unele informații false care amuză. Spre exemplu, cea că femeile din Ucraina vor să ia bărbații polonezi. Dar gravitatea e că există această propagandă și ea se face la toate posturile de televiziune de stat rusești și mulți cetățeni sunt victime acestei propagande. Inclusiv aici, în Republica Moldova, avem oameni care credeau la un moment dat că Polonia pe bune își dorește să anexeze anumite teritorii ucrainene. Care sunt cele mai eficiente metode de a lupta cu această propagandă? Asemenea reportaje, în ce măsură ar putea schimba opinia publică? Asemenea reportaje constată mai degrabă un anumit fenomen și trasează oarecum o anumită gradație a intensităților. Pentru că nu trebuie să uităm și chiar dacă zâmbim pe alocuri, înțelegem că suntem în mijlocul unui război hibrid. Și acest război hibrid are toate elementele unui război pe adevăratele. Asta înseamnă ostilizarea sau fenomenul creierii chipului dușmanului, iar dușmanul este evident națiunea ucraineană pentru cei care luptă contra Ucrainei în acest moment. Occidentul ostil este a doua construcție care se formează prin narrative. Din păcate, sunt instituții în care noi avem încredere, cum este, de exemplu, Biserica în Republica Moldova, din care fac parte anumiți preoți, care fac de dimineață până în seară propagandă în folosul acestor narrative. Și, sigur, este puțin doar să constați fenomenul. Trebuie să ai o politică informațională la nivel de stat. Ori acest lucru în Republica Moldova nu există. Există anumite acțiuni pe care le-a luat Consiliul Audiovizualului, taxând cu penalități, cu amenzi, anumite devieri de la conduita sau, mă rog, deontologia jurnalisticei. Există și ce se face Watchdog, dar probabil și alte grupuri, Centrul Independent de Jurnalism, face o anumită monitorizare și arată cine sunt portătorii acestor narrative. Eu îi numesc, când am avut un studiu foarte interesant cu Universitatea Liberă din Berlin, asupra acestor narrative ostile, și noi numim gatekeepers, adică cei care păzesc ușa în anumite comunități. Asta înseamnă biserică, dar asta înseamnă și proprietari de companii care folosesc, de exemplu, în raport cu muncitorii, cu angajații lor, o anumită selectare în funcție de preferințele geopolitice sau politice. Și acest lucru trebuie penalizat. Și asta s-a întâmplat în Republica Moldova de-a lungul anilor. Fără îndoială. Și atunci când auzi că, de exemplu, anumite companii nu angajează la lucru,
persoane care vorbesc limba română. Din motivele lor. Aceștia trebuie penalizați. Atunci când, de exemplu... Vreau și domnul Negru să ne zică din perspectiva jurnalistică. Domnule Negru, vorbim despre aceste metode de propagandă. Mai sunt ele funcționale într-o lume în care se vorbește despre anumite tehnici? Sunt cunoscute? Oamenii mei cred? Păi, arată sondajele. Cred. O parte, nu toată lumea crede. Cei informați nu cred, dar foarte multă lume crede. Mi se pare că dacă vorbim de război hibrid, sau acum nu e război hibrid, acum e chiar război adevărat în Ucraina. La noi putem zice că e război hibrid, atunci trebuie aplicate și metode corespunzătoare acestei situații. Iar la noi vorbim, desigur, de dreptul la informare, vorbim de libertatea de exprimare și așa mai departe, dar în același timp, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, acum Consiliul Audiovizualului, nu taxează dezinformarea, de exemplu, propaganda, fiindcă asta nu e informare, asta nu e drept la exprimare, asta e drept la manipulare, asta e drept la diversiune, asta e drept la subminare a libertăților. Unele televiziuni au fost taxate și... Păi, dar ce înseamnă taxate? Probabil, ce înseamnă taxate? I-ai dat 10.000 amendă sau 20.000 amendă? E un fleac. Acolo vin miliarde. Această dezinformare, această propagandă este finanțată copios, finanțată cu miliarde de dolari. Să vă dau un exemplu. În luna aprilie, noi am făcut un sondaj de opinie exact pe mai multe teme, dar e și tema războiului. 41% la întrebarea ce se întâmplă în Ucraina, 41% au spus că este un război de agresiune a Rusiei contra Ucrainei. După care 22,4% au spus că, de fapt, Rusia își apără Republicile Populare contra genocidului ucrainenilor. 15% spunea că este un război de eliberare a teritoriilor rusești de un stat nazi. Asta sunt date din Republica Moldova. Asta vorbește despre cât de grav este acest fenomen al dezinformării și propagandei și de faptul că noi nu avem încă suficiente instrumente pentru ca să prevenim asemenea narrative, să le oprim și să le reconstruim pe făgașul normalității și a informațiilor obiective. De asta noi suntem aici în fiecare seară să informăm cetățenii, să spunem despre aceste metode de propagandă și manipulare și sperăm că tot mai puțin cetățeni cad pradă acestor știri false. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, din păcate am ajuns la final, vreau să vedem rezultatele televotingului de astăzi. Vă reamintesc, întrebarea suna în felul următor, dacă țara noastră va obține statutul de candidat de aderare la Uniunea Europeană. 83% dintre cei care au participat la acest sondaj consideră că da, 17% nu. Deci să sperăm că se va întâmpla acest lucru. Vreau să vă reamintesc că acest SMS voting nu este un sondaj sociologic și nu este reprezentativ. Este realizat de o companie privată din Republica Moldova. Dacă vreți să vedeți regulamentul, îl găsiți pe pagina de Facebook Freedom cu Dorin Galben. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vă aștept săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând!